Iulian Miu revine cu mult optimism la Steaua. Fost campion național, fost câștigător al Cupei României și fost capitan în Ghencia, Iulian a preluat începând de azi funcția de antrenor secund al echipei roși-albastre. Stelist 100%, Iulian Miu, alături de principalul Daniel Oprița, este gata să pună umărul la redresarea echipei de fotbal Steaua. Iulian e sigur că Steaua nu are decât varianta promovării în sezonul viitor și e nerăbdător să-i vadă pe roși-albaștri, evoluând pe nouă stadion din Ghencia. Mă leagă foarte multe de Steaua. Aici am început să joc fotbalul de performanță în 1996, când aveam 20 de ani. Am stat aici aproape șapte ani de zile, am câștigat trofee cu, cu Steaua și lucrul ăsta m-a făcut să, să mă întorc după 16 ani. Pentru mine contează foarte mult ca la această echipă să vină antrenori, foștii fotbaliști sau eu știu cei care au mai antrenat steaua. Contează foarte mult să ducem acest spirit în continuare și eu îi aștept și pe ceilalți colegi cu care am jucat să se alăture acestui proiect care ușor, ușor trebuie să prindă contor. Avem totul la dispoziție să facem performanță, S-a întâmplat ce s-a întâmplat în trecut și responsabilitatea noastră este mult mai mare pentru următorul sezon. M-am uitat la meciurile din play-off, am mai văzut ieri dimineață, înainte să semnez încă o dată meciul pe care Steaua l-a jucat cu Carmen. Trebuie să analizăm foarte bine ce jucători vom opri de acolo, deci sunt updatat cu tot ceea ce se întâmplă la acest club, și bineînțeles cu echipa de, de fotbal. Vom promova 100% în Liga 3.